Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O minută am revenit în deșteptarea la Europa FM. Sunt convins că urmăriți știrile și cred că ați și fost afectați de acțiunile de protest ale transportatorilor și fermierilor, care intră astăzi în a șasea zi de proteste. N-ai întâlnit nimic așa pe drum? Tu ar fi dimineața asta nu. Pe, a fost cel mai expus. Pe DN, în partea asta de nord, nu. Dar aseară a fost, înțeleg, o acțiune de solidarizare, cumva. N-a care, nu n-a fumați. Pe DN1, în zona Corbeanca, a venit cumva dinspre Ploiești, un grup de autovehicule au circulat cu viteză foarte redusă, în spirit de solidaritate cu acești oameni. Și s-a circulat foarte greu acolo. Deci ceea ce părea la început așa o acțiune întâmplătoare, localizată, prin care câțiva oameni nemulțumiți încercau să atragă atenția, se transformă sau s-a transformat deja într-o acțiune de amploare națională, care este imposibil de ignorat. Și nu mă refer la politicieni. Protestatarii blochează traficul auto în jurul câtorva orașe mari, cum ar fi București, Constanța, am văzut că s-a întâmplat și în Arad, și în alte locuri. Adi se ducea, colegul nostru se ducea în weekend, a fost până în Alexandria și acolo era un sens giratoriu blocat, un sens giratoriu crucial, deci pe aici pe acolo se întâmplă câte ceva de genul ăsta. Se mai blochează și drumurile către unele puncte de trecere a frontierei. Revendicările acestor protestatari sunt multe și foarte variate, se referă la rate bancare, la prețul RCA, la tranzitul cerealelor ucrainiene, la controle mai puține pentru verificarea subvențiilor APIA, etc. Interesant că, deși au existat mai multe întâlniri între protestatari și reprezentanții ai guvernului, protestele continuă, oamenii sunt nemulțumiți și spun că nu au ajuns la nicio concluzie, deși inițial miniștrii au dat comunicate optimiste. La telefon este Cezar Gheorghe, expert în piețe de mărfuri agricole și fondator Agricolum. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație. Cu mare drag, oricând, explicați-ne ce se întâmplă, ce vor oamenii aceștia, de ce sunt atât de furioși? În mod, să spunem clar, efectiv, a fost un efect generat ca o reacție în lanț, care a început în luna martie 2022 și astăzi am ajuns la un, să spunem, la un climax al fermierilor români. Da. Fără a cădea în patimă sau a sublinia un efect care s-a întâmplat astăzi, trebuie să spunem lucrurile pe nume în mod foarte corect. Acel conflict care a izbucnit în Ucraina a făcut ca efectiv calea de travers ale cerealelor ucrainene să fie prin România. Însă, de la bun început, Ucraina fiind o țară foarte mare și cu o legislație, să zicem, birocratică, cu un efect al autorităților extrem de corupt, acolo s-au întâmplat enorm de multe evaziuni. Pe scurt, barcă vândută cu geanta de bani, fără acte, fără absolut nimic, ceea ce a creat niște discounturi enorm de mari, care efectiv au penetrat în piața locală a României. Dar explicați-ne un lucru, că se vorbește despre tranzitul cerealelor ucrainene. Ucrainenii au folosit rute terestre din România, sau asta era planul. Cât timp le-au fost porturile blocate de marina militară rusă. Dar când spui tranzit, înseamnă că cerealele respective trebuie să ajungă în porturi românești și după aceea să plece mai departe. Cum să fi influențat asta piața cerealelor din România? S-au vândut cereale sau se vând cereale ucrainene în România? În 1 mai 2023 s-a instituit acea restricție la import pentru mărfurile ucrainene. Cu toate acestea, România a importat din originea Ucraina 1,2 milioane de tone tot acest răstim, pentru că s-au folosit, să spunem, niște chichițe contractuale, iar perioadele de livrare ale contractelor aflate în derulare înainte de 1 mai au fost prelungite, ca și cantitățile contractuale care au fost amendate cu cantități mai mari, identic pe aceleași contracte. Mai mult decât atât, în frontieră, și vă spun că am fost în frontieră, am fost în Giurgiule și am văzut cum se întâmplă lucrurile, camioanele sub toate formele, pe unde intră ele, nu sunt cumpărite, nu sunt verificate din punct de vedere al tonajului. Astfel că intră pe teritoriul României supratonate, adică la un nivel de 34-35 de tone pe agregat, pe tractor și semiremorcă, cu o simplă brichetă. Se moaie Siciliul și se descarcă 10-12 tone și se vând efectiv în piața românească la niște prețuri extrem de reduse. Mai mult decât atât. Asta e o problemă de corupție din punctul dumneavoastră, de corupție a sistemului de control românesc sau de insuficiență organizatorică? Pentru că noi am dat aici știri despre faptul că nu se cântăresc
cam pe nicăieri la intrarea în țară în România. Nu sunt scanere, nu se cântăresc, este totul foarte relativ. Este vorba de, da, este vorba efectiv de o nepăsare, iar tot la fel pe perioada verii am notat cum că marfa ucraineană intră și poate tranzitează sau rămâne în România pe baza contractelor vechi, dar niște facturi subdimensionate. Adică dacă semințe de fără să le se spune în acel moment aveau o valoare de 500 de dolari pe tonă, în facturi erau înregistrate sume de 240-250, fapt care a subdimensionat baza de TVA pentru statul român. Nu mai vorbesc pentru statul ucrainean. Diferent de se găsește prin firme cu, să zicem, fără active prin Dubai, prin Emirate și așa mai departe. Dar revenind, camioanele ucrainene umblă supratonate, nu plătesc taxe sub nicio formă, portul Constanța este efectiv asediat, acesta este cuvântul, ceea ce nu se vede în afară de șosele și de calea ferată care este capturată din punct de vedere logistic, nu se văd iarăși pompaile de barje care vin dinspre Ucraina, navele mici, coasterele de, nu știu, 3.000 de tone, 4-5.000 de tone care vin dinspre Ucraina și transportă marfa lângă navele mari care merg mai departe în Constanța. Și astfel, cu largul concurs al autorităților române care nu a știut efectiv să profite de acest moment și să genereze, practic, un plus de valoare pentru România, portul Constanța, subiect și predicat, este în mâinile Ucrainei. Domnule Cezar, nu știu, nu-mi dau seama dacă vorbiți pe speaker, dacă sunteți cumva pe speaker, o să vă rog să preluați telefonul, că se aude destul de slab. Altfel, voiam să vă întreb, am văzut că unele revendicări ale fermierilor sunt, cel puțin din punctul meu de vedere, surprinzătoare, adică vor credite cu garanții de stat sau credite pentru fermieri care au risc bancar ridicat, totuși. Adică, în momentul în care oferi un credit cu garanție de stat, te aștepți ca el să devină neperformant și asta înseamnă că trebuie plătit de restul cetățenilor. Cum stau în picioare astfel de solicitări? Astfel de solicitări sunt un pic, să spunem, nerealiste, pentru că dacă vrem să vorbim lucrurilor pe nume, a fost o perioadă de timp în care fermierii din lipsă de cunoștințe sau din convingeri proprii nu au știut să profite de acele spike-uri violente de preț în ceea ce privește marfa ucraineană și să vândă efectiv la acele prețuri. Mai mult decât atât, dacă stăm să judecăm în mod corect, transportul, logistica a crescut cu circa 60-70%, deci niște bani care sunt extrași din buzunarul fermierului, acele taxe care s-au impus companiilor care au peste 50 de milioane de euro de la 1 ianuarie și firește și băncilor se reversează direct la fel în prețul mărfurilor și acest port Constanța care efectiv este asediat de marfa ucraineană și aici nu este vina niciunui exportator român, țin să subliniez acest lucru. Pentru că oamenii aceiași fac treaba, au, să spunem, obiect de activitate să ruleze acele terminale și nu este vina nimănui că marfa ucraineană este înșirată într-un plan operațional. Dar revenind, este da, într-adevăr, solicitările acestea sunt un pic fanteziste, pentru simplu motiv că cine suportă costul financiar al creditelor neperformante până la 31 decembrie 2024? Sunteți expert în piețe de mărfuri agricole, vă pricepeți mult mai bine ca noi la agricultură, v-aș întreba, mă rog, Zaf îmi face semn că mai avem foarte puțin timp, totuși încercați, care ar fi, nu știu, una, două măsuri strategice pe care ar trebui să le ia statul român ca să ajute mai mult agricultorii din țara noastră? Deci statul român, în momentul acesta, ar trebui în mod efectiv să creeze un punct în care să înceapă construcția unui terminal de cereale efectiv cu participație public-privată a fermierilor, că sunt enorm de mulți fermieri capitalizați care vor să participe acest lucru, astfel încât să creeze premizele ca marfa românească să plece sub toate formele, în toate colțurile. Mai mult decât atât, ar trebui să creeze un network, tot la fel, prin participația fermierilor care au foarte multe spații de depozitare, pentru ca marfa românească să genereze, practic, acel flux de mărfuri pentru procesul intern și pentru procesul extern. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.